Vă prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Vom analiza în această seară principale evenimente de pe parcursul săptămânii trecute. Invitații mei de astăzi, Mihaela Spiridon de la Dialoguri Esențiale. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și Claudiu Timofte de la Pixelul Albastru. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, dragi! Vom vorbi despre un proiect de lege care a stârnit deja reacții împotriva defăimării sociale, așa se numește proiectul respectiv, inițiat de acum liderul social-democraților, domnul Dragnea. Vom analiza în acest context și un recent caz, recent scandal de la colegiul Mihail Sadoveanu. Vom discuta și despre cine anume ne reprezintă la nivel local, județean, dar mai ales național. Pornim cu analiza de la o știre, un consilier din Pașcani a fost numit vicepreședinte la ANRSC. Vom discuta și despre situația iluminatului public din Pașcani, asta după ce edilul municipiului în cadrul unei emisiuni a făcut câteva precizări importante. Discutăm, bineînțeles, și despre căldură, subvențiile care se acordă în această perioadă, ce anume trebuie să pregătiți pentru a beneficia de aceste subvenții, dar și despre perspectivele acestui serviciu de termoficare la Pașcani, dacă mai este necesar sau nu, dacă mai poate fi întreținut sau nu, sau dacă nu, cumva trebuie găsite alte soluții la Pașcani, așa cum ele au fost găsite, de fapt, în Târgu Frumos, în Hârlău și în alte localități din țară. Și, bineînțeles, încheiem emisiunea cu bilele albe și negre. Începem așadar cu acest proiect de lege împotriva defăimării sociale. Proiectul a fost inițiat de Liviu Dragnea, a trecut deja de Senatul României fără o dezbatere amplă, așa cum ar fi trebuit să fie, având în vedere conținutul extrem de important al acestei legi. Sunt prevăzute și amenzi, iată că sunt și nemulțumiri, a apărut chiar o petiție online. Sunt temeri că, de fapt, acest proiect de lege ar fi fost inițiat tocmai pentru a împiedica dezvoltarea unor opinii pe rețelele de socializare. Citez doar două articole din acest proiect de lege. Defăimarea socială constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 30.000 de lei. Iată, sancțiuni destul de mari. Dacă vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 la 60.000 de lei, dacă discriminarea vizează un grup social. Defăimarea socială este definită în acest proiect, fapta sau afirmația prin care o persoană este pusă în situație de inferioritate pe temeiul apartenenței sale la un anumit grup social. Și este definit în continuare grupul social, categorie de persoane care se distinge din punct de vedere social prin una sau mai multe trăsături de gen, vârstă, rasă, religie, origine etnică, limbă maternă, tradiții culturale, apartenență politică. A fost scoasă, înțeleg, această precizare, orientare sexuală, origine socială și așa mai departe. Bun, discutăm despre acest subiect și în contextul în care săptămâna trecută a avut loc un scandal la Colegiul Sadoveanu. Pe scurt, câțiva tineri din familii cunoscute în Pașcani de oameni de afaceri au realizat o pagină privată pe Facebook. Un grup, mai exact. Un grup, așa, unde... Pagina au caracter public, e vorba de un grup închis. Privat, am spus. Da. Așa, unde postau anumite comentarii despre colegi, despre profesori, despre anumite persoane din Pașcani. Ei bine, cineva a reușit să intre pe această pagină și a preluat de acolo anumite comentarii care au fost livrate, distribuite chiar celor în cauză, celor care erau criticați acolo. De aici și până la un scandal... A fost doar un pas. A doua zi, iată, un tânăr a intrat în curtea colegiului pentru a se răzbuna.
având în vedere că a citit o parte din comentariile care îi erau adresate. A mai fost o încercare similară din partea unui prieten al unei fete care era supusă atenției acelor tineri. Noi am publicat aceste mesaje pe site-ul BIT.TV tocmai pentru a atrage un semnal de alarmă în legătură cu această situație. Cum vedeți proiectul pus în discuție? Iată comentat din ce în ce mai mult și dacă putem intra chiar pe subiect în legătură cu această poveste de la Pașcani. Da, mie proiectul de lege al domnului Dragnea mi se pare cumplit de evaziv în primul rând. Termenii folosiți nu sunt foarte clari, așa cum arată și dexul. Defăimare poate însemna și dispreț în același timp. Da? Deci simpla, știu, atitudine de dispreț față de un grup social sau o persoană poate interveni, poate fi pedepsită prin lege, conform acestui proiect al său. Ca să nu mai spun că aici, în categoriile incluse de dumnealui, sunt, da, din nou, nu sunt specificate, e vorba de grup social privind orientarea, spre exemplu, în funcție de religie, pot fi și sataniștii și n-ar trebui să-i discriminăm nici pe ei, se pare, da? Și nu vorbim de discriminare, așa cum spuneai și tu, e vorba de defăimare, deci n-ar trebui să criticăm absolut niciun fel de atitudini care intră sub incidența moralei. Da? A fost lansată deja o petiție pe internet împotriva acestei legi, petiție pe care am semnat-o și eu, pentru că consider că această lege nu este necesară la noi în țară. Da, într-adevăr, există foarte multe incidente, da? Atât în spațiul virtual, cât și în presă, în mass media, prin care oamenii sunt ponegriți, sunt defăimați, da? Dar cred că aceste atitudini pot fi corectate prin niște, știu eu, specificații clare. Da? Iar legea nu face aceste specificații clare. Conform acestui proiect de lege, poți fi pedepsit și dacă îți spui pur și simplu părerea, da? Doar pentru că pui în situație de inferioritate, citez, așa spune legea, dacă pui în situație de inferioritate o persoană sau un grup social. Chestiune cu care eu personal nu sunt de acord. Cred că cu ajutorul acestei legi, domnul Dragnea dorește să se pună bine cu toată lumea, da? Cu toate grupurile sociale, cu toate persoanele de oriunde, iar în ceea ce privește orientarea sexuală, care este și ea trecută aici, da, cred că e vorba despre acceptarea și toleranța dusă la extrem vis-a-vis de minoritățile sexuale. Dacă stăm să ne gândim la manifestările recente care au avut loc în București, de acele persoane care au ieșit în stradă manifestând cu chiloți, că așa au manifestat, da? În văzul tuturor, spre ce mergem? Dacă în felul acesta vrem să intrăm în Europa, că am intrat, practic, din multe puncte de vedere, dar din altele am rămas în urmă. Vrem să fim primii care inițiază o astfel de lege? Foarte bine. Dar ea trebuie făcută clară, da? Și cu specificații amănunțite, în așa fel încât să nu încalce libertatea de exprimare, da? Să dea posibilitatea tuturor și celor din presă, da? Și celor din televiziune și celor din mediul online să se exprime responsabil. Pentru că mă îndoiesc că odată cu punerea în aplicare a acestei legi vor dispărea de pe rețelele de socializare tot felul de injurii. Nu cred. Există posibilitatea de a-ți face cont fals, de a-l accesa de la o cafenea, de pe un telefon, IP-ul să nu fie găsit, îți faci azi un cont, mâine un cont și până la urmă ajungem la aceeași situație. Da? Oamenii nu-și asumă ceea ce spun. Măsurile nu sunt, zic eu, benefice. Să înțeleg că dacă vorbim de corupții din PNL, de corupții din PSD, de corupții din UNEPR, gata, am defăimat pe grupul social PNL, PSD, UNEPR, sau am defăimat grupul social politic. Dacă vorbim în corupții din, și trebuie să fim amendați, că am defăimat... Apartenența politică... A fost, așa spune aici. A fost pasă din proiect, tocmai pentru a nu fi o astfel de interpretare. Dar putem spune, corupții din politică și atunci... Nu, a fost scoasă noțiunea de politică și de avere.
Au fost scoase din proiect tocmai pentru a nu fi canalizată dezbaterea publică pe cele două chestiuni. Pentru că era chiar o prostie, era chiar o apărare a lor ca să nu mai putem vorbi de ei. Era o apărare că noi jurnaliștii ce facem? Vorbim despre corupții. Și unde e corupția în general? Unde e puterea? Și unde e puterea? Unde sunt partidele? Și unde sunt oamenii ai puterii? Și când spui de coruptul ăla, că uite, din PSD a făcut așa și ăla din PNL care așa, care era cu PDL-ul și care la și începi să vorbești de partide, ai defăimat un întreg grup social. Ia trimite domnul Garda că trebuie să-l amendăm. Da, dar rămâne cu privitoare la persoane. Nu? Dacă există o defăimare cu privire la persoană, poate să rămână în picioare. De asta spun, prevederile nu sunt clare. Nu, pe cele două chestiuni, politic și în ceea ce privește averea, ele au fost scoase din context. Bun. Ar fi interesant de parcurs, de citit motivația, dacă este un astfel de document pus la proiectul de lege, motivația inițiatorului. Însă, trebuie să recunoaștem că în România, mai ales pe rețelele de socializare, sunt expuse, spuse, scrise, postate tot felul de minunății, fără niciun fel de argument de cele mai multe ori. Protecția anonimatului este adevărat, dar sunt chestiuni care depășesc orice limită a bunului simț de cele mai multe ori. Ori, de asta în aici acest... trebuie făcute reglementările, da? Nu știu, pe rețelele de socializare să fie impuse niște condiții în care cei care postează pe diferite site-uri sau pagini publice să aibă conturi reale, da? Să aibă în spate. Legea românească nu poate reglementa cum funcționează, de exemplu, Facebook. Asta așa nu? Este. Deci nu poate da o lege Senatul sau Parlamentul României în legătură cu un business care aparține al cuiva. Da, în Belgia s-a putut. În Belgia s-a putut și au spus. S-a făcut o lege împotriva anumitor postări de pe Facebook. Și s-a dat lege. Despre asta vorbim. Și s-a dat lege și atunci Facebook nu a avut ce face. Și și-a retras conturile care defăimau sau care... Sau care poate nu au specificații clare cu privire la identitatea persoanei, ca să poată fi găsită în caz că intră cumva sub incidența legii ceva din ce postează. Nu? Mi se pare normal să ne asumăm ceea ce scriem, chiar și în spațiu. Vorbim de o agresivitate... Vorbeam la un moment dat de minoritatea sexuală, nu știu ce. Bun, eu nu vreau să creadă că defăimăm dacă spunem că copilului nostru nu este bine să fie gay. Uite, nu-i frumos, nu-i așa... Am defăimat minoritatea. Pui în situație de inferioritate în grup social. Deci, eu dacă mi-aduc copilul să nu fie gay, asta nu înseamnă că defăimez pe gay. Se defăimează singuri. Pentru că se expun. Îmi închipui că educația nu se face tot pe Facebook. Adică nu dai sfaturi copiilor tăi și îi educi punând sau postând sfaturile pe Facebook. Bun, dacă intrăm în discuția asta, urmează să fie implementate proiecte în școală prin care copiii să tolereze minoritățile sexuale. Și atunci vorbim de educație prin intermediul sistemului de învățământ. Și uite că aceste proiecte urmează să fie susținute de astfel de legi. Stimați colegi, sunteți profesori, aveți în față tineri, aici sunteți jurnaliști. Vă invit să discutăm liber și să analizăm cât putem noi din experiențele pe care le avem. Nu vedeți o transformare totuși în ultima perioadă de timp, în ultimii ani de zile, o agresivitate verbală și nu numai, în conținut în general, pe rețele de socializare? Nu credeți că sub anonimatul de care se bucură mulți dintre tineri în special, sunt permise această libertate de exprimare a fost împinsă mult prea departe? Adică tocmai pentru că acest conținut nu este reglementat, s-a ajuns în situații extreme. Sunt oameni, copii, tineri care ajung la gesturi de neimaginat din cauza agresivității chiar de pe rețele de socializare.
Da, bun. E adevărat că acest limbaj este preluat în special din anturajul, mă întâlnesc că este preluat din contextul școlii, este preluat în primul rând din anturaj, sunt copii care vin la școală cu limbajul acesta și îl implementează în noul anturaj din care fac parte. Există proiecte în școli care vorbesc despre, știu eu, limbaj, despre cum ar trebui să ne comportăm unii cu ceilalți. Da, există situații care trebuiesc reglementate, dar dacă ajunge legea să ne spună cum ar trebui să ne comportăm unii cu alții și în ceea ce privește limbajul, da? În spațiul public, da, e de înțeles. Da? Dar acolo unde nu vorbim... Numai despre spațiul public vorbim. Da? Până de curând, ca să înțeleagă lumea despre ce vorbim aici, până acum câțiva ani de zile exista infracțiunea de calomnie și insultă. Ele au fost dezincriminate și foarte bine că s-a făcut acest lucru. Țineau de materia penală, adică un jurnalist sau o altă persoană care din greșeală sau cu voință calomnia pe cineva, ajungea să fie cercetat penal și să fie condamnat în consecință. Cele două infracțiuni au fost scoase din codul penal, iar acum, dacă ești într-o astfel de situație, trebuie să mergi în civil, îi dai în judecată și soliciți daune morale. Problema este că aceste daune morale se obțin foarte greu, pentru că de cele mai multe ori nu reușești să le cuantifici. Adică mergi în fața judecătorului și spui, doamne, eu am fost calomniat și mi s-au întâmplat următoarele. Și judecătorul te întreabă, bun, și câți bani vrei pentru repararea imaginii tale? 3 lei, 5 lei, 100 de lei, 5.000 de lei, 100 de milioane sau ceva de genul ăsta. 2 miliarde, da? Mie mi s-au cerut miliarde de lei din partea fostului primar Grigore Crăciunescu. Bun. Și trebuie să ai capacitatea juridică de a demonstra că ai fost prejudiciat din punct de vedere moral în raport cu suma pe care o soliciți. Ori aici este foarte complicat. Nu reușești să faci lucrul ăsta. Din acest motiv, foarte mulți care au pățit-o, da, și care au căutat într-un fel sau altul dreptate, sau au căutat să se... au cerut sprijin din partea legii pentru a nu mai fi calomniați sau insultați, nu au putut să găsească o soluție, da? Din acest punct de vedere. Nu știu dacă legea sau acest proiect de lege al lui Dragnea poate să vină cu o soluție concretă care să acopere această problemă, dar cred că este o încercare. Hai să-ți arăt soluțiile concrete din acest proiect, da? Propunerea liderului PSD vizează și înființarea unui departament special în cadrul Consiliului Național pentru combaterea discriminării, dar și obligația ca radioul și televiziunea publică să includă programe de promovare a toleranței, profesorii să urmeze cursuri pe această temă, obligația, da? Iar unitățile de învățământ să adopte un plan anual pentru implementarea acțiunilor privind combaterea discriminării. Hai să-ți arăt un tip de astfel de formare pentru profesori, da? Chestiune pe care am primit-o pe mail, obligatorie. Formare pentru profesori de liceu. E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România. Da? Implementată de Asociația Accept. Dacă pe mine mă poate obliga cineva să mă duc la astfel de cursuri, ca apoi să le explic elevilor că noi trebuie obligatoriu, și radio și televiziunea trebuie obligatoriu să aibă incluse programe, da? Pentru minoritățile sexuale, eu nu pot să fiu cu așa ceva. Nu, trebuie de să fii tolerant. Păi, televiziune, hai să de exemplu, confundăm toleranța. Televiziune, de exemplu, dacă difuzează conținut care aduce atingere minorităților sexuale, în mod evident sunt sancționate de CNA. Adică CNA o reglementează în sensul ăsta. Dar în același timp nu sunt sancționate de CNA dacă la ora 12, cu acordul părinților sau fără niciun fel de siglă, copiii se pot uita la filme în care două tinere se sărută, da? Sau doi tineri fac și mai mult de atât.
Eu am văzut asta. Deci nu sunt amendate posturile respective. Suntem amendați dacă ce? Dacă cumva lezăm aceste minorități sexuale, dar dacă ele se promovează prin intermediul mass media, nu există niciun fel de sancțiune din partea cineva. Proiectul nu face referire doar la minoritățile sexuale. Știu, eu despre acest aspect vorbesc, despre obligația. Da? Nu poate o lege să te oblige să fii tolerant, pentru că toleranța... Legea obligă, legea, asta înseamnă, legea dacă este aprobată, te obligă să faci ceva. Exact, să ce? Să fiecare lege obligă să faci ceva. Nu este lege cu titlul de recomandare. Este foarte clar că legea obligă să faci ceva. Da? Bun. Te obligă să fii tolerant, adică să nu judeci. Până aici sunt de acord. Eu nu judec pe nimeni, indiferent ce fel de orientare are, de orice fel. Da? Până aici sunt într-un totul de acord. Da? Dar să includă programe. Deja în momentul în care includem programe care vorbesc despre aceste chestiuni, vorbim de promovare. Bun. Vă întreb așa. Suntem suficient de toleranți? Așa cum percepeți în momentul de față ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Nu aveți... Eu cel puțin am și nu rar, destul de des, sentimentul că nu prea suntem toleranți cu cei din jurul nostru, că ne aruncăm să criticăm și să folosim chiar cuvinte grele câteodată, fără să avem suficiente argumente. O facem din ce în ce mai des, o facem din ce în ce mai la adresa rudelor, la adresa părinților, la adresa colegilor, la adresa celor dragi, parcă înainte astfel de situații nu erau atât de dese, nu? Parcă am uitat să iertăm, parcă am uitat să vorbim frumos. Oare acest proiect nu se îndreaptă și într-o astfel de direcție? Eu aș vrea să se îndrepte unde spui tu, dar niciodată în momentul în care interzici unui om, indiferent de ce vârstă, că e mic sau că e adult, da? Îi interziști să facă un lucru, găsește mijloace, în special românul, prin care să facă ce are el în gând. Ar trebui să vorbim despre o educație a părinților, pentru că aceste probleme, da, care vizează lipsa de toleranță din familie, de acasă, din cei 7 ani pe care copiii iau sau nu, vorbim de o școală a părinților care nu există în România. E un segment care lipsește din educația copiilor. Și acoperă și cineva în societate aceste lipsuri? Nu acoperă nimeni în societate și această lege nu vine să le împlinească, pentru că atunci când interzici cuiva, dar nu vii cu o alternativă, ceea ce prevede legea nu e o alternativă. În loc să găsim proiecte prin care, știu eu, să promovăm iubirea față de toți semenii noștri, punem o lege prin care interzicem defăimarea socială. Mai precis, nu știu dacă greșesc sau nu, pentru că termenul e destul de vag, așadar mai bine stau cu ura închisă și văd de treaba mea și nu mai spun nimic despre nimeni. Dar vezi, anul trecut s-a dat o lege, în timpul anului școlar, cu privire la religia în școli. Cumva profesorii de religie să nu mai... ar fi demonizați, așa, profesorii de religie fac ceva foarte rău pentru copii, că îi îndoctrinează. Și să privim religia ca fiind ceva rău și, în schimb, să privim educația sexuală în școală ca ceva bun. Și ceva bun să spunem despre copiii din liceu, hai mă, tu ce ești? Gay, lesbian, ce ești? Nu-i mai învățăm istorie, nu-i învățăm română, nu-i învățăm matematică, învățăm lesbianism și homosexualitate, dar religie n-are voie în școală, trebuie să vină părintele, semneze din an în an sau din 4 în 4 ani, dacă îi dăm voie la copilul lui să învețe despre religie și despre care religie până la urmă, că 80 ceva la sută suntem creștini. Despre religia creștină, e greu, e rău, îi îndoctrinăm copiii cu Hristos. E foarte greu și rău să îi îndoctrinăm cu Hristos, trebuie să le băgăm lesbianism pe gât. Hai să nu intrăm în amănunte. Ministrul Învățământului în emisiunea recentă, după 20 de ani, foarte clar a specificat aceste probleme legate și de educația sexuală și de statutul lor de religie. Educația sexuală există în școli, pentru cei care nu știu, chiar există. Da? Și este necesară, și cred eu. Este necesară, dar în forma în care există, nu ca disciplină separată, pentru că atunci am separat ceea ce înseamnă, știu eu, partea materială a noastră de partea afectivă și nu este necesară această separare, pentru că dacă am face-o, mai ales prin intermediul școlii, elevii n-ar înțelege clar ce înseamnă cu adevărat educația sexuală. Ea apare în cadrul disciplinelor de învățământ, da? Așa cum ar trebui pe categorii de vârstă,
Și în niciun caz nu trebuie completată de o disciplină separată sau scoasă o disciplină și introdusă alta pe principiul că trebuie să știm mai mult despre aceste chestiuni. Da? Nu trăim pe vremea comunismului, pentru cei care au implementat acea idee de a apărea și mai multe ore de educație sexuală în școli. Ei cu siguranță au trăit perioada în care acesta era un subiect tabu, acum nu este, până și la religie se vorbește de educație sexuală, dar în mod sănătos, da? Așa cum ar trebui ea făcută, ca și prevenție pe partea de boli, ca și informare, ca și înțelegere, toleranță, în niciun caz nu se vorbește. Da? E în legătură și cu elemente cu de moral. E în legătură cu principiile morale și cred că asta poate să-i deranjeze pe unii, altceva nu văd. Bun. Să vorbim despre cazul de la Sadoveanu. Am explicat pe scurt ce s-a întâmplat acolo. Cum comentați, cum vedeți această poveste și în ce măsură pot fi evitate astfel de cazuri? Pentru că este foarte clar, cel puțin în rândul elevilor de acolo, în rândul colegilor, au fost frământări și încă mai sunt. Da. Știu despre ce este vorba. Nu, eu cred că s-au exagerat un pic, ce să spun, efectele acelui incident regretabil. Se putea întâmpla ce absolut regretabil? Oricui. Este regretabil. Ce este regretabil în incident? În incident este regretabil, în primul rând, limbajul folosit de tinerii respectivi în cadrul unei conversații private, da? Dar aceasta nu poate cădea sub incidența legii. Din câte știu eu, n-are cum. De ce? Pentru că ea nu a fost formulată într-un spațiu public. Da? E ca și cum cineva, aici vorbim despre un grup închis, da? Dar la fel de bine cineva putea să spargă un cont, al meu, al tău, al oricui, și să găsească acolo niște informații defăimătoare la adresa cuiva. Să le copie și să le aducă în spațiu public. Tu ai asemenea informații defăimătoare pe contul tău? Nu, din câte știu eu. Nu, dar eu vreau să spun, vreau să spun și altceva. Dacă ăla o spart și o reușit să intri pe forumul grupului respectiv și să copie, nu a putut să-și pună elemente. Că în momentul în care spargi și intri, poți să-și pui acolo din la tine. Că a vorbit X și a vorbit Y. N-au spus că nu știu ce în cauză ce au spus sau n-au spus, dar eu spun așa. Eu dacă sparg o parolă și intru pe contul ăla... Elevii care sunt în cauză nu au spus că li s-ar fi postat conținut de care ei nu știu. Dar au... Și au însușit conținutul respectiv. Și au însușit public conținutul respectiv? Sau au însușit public pe asta. Deci eu am spus că este conținutul. N-am avut o declarație, un cuvânt din care se reiese că nu este conținutul lor. E adevărat postat în mediul privat. Deci e o discuție particulară și, sincer, copiii la vârsta asta, pentru că sunt încă niște copii, vorbim de niște minori, exagerează foarte mult, tocmai pentru că doresc să fie incluși într-un anume grup. Clasa 12 e mai puțin minor, totuși. Doresc să fie incluși într-un anume grup și atunci exagerează. Da? Bun. Repet, sunt acolo câteva chestiuni destul de grave. Adică haide să ne întâlnim, să-l batem, să-l omorâm, să-l nu știu ce. Nu știu dacă sunt în regulă astfel de exprimări. Putem să fim toleranți, să înțelegem că este vorba de exagerare, dar totuși sunt câteva chestiuni destul de grave. Bun, și dacă ei au făcut pe conturile alea, ce treabă, ce a învățat cineva la școală, l-a învățat eu, dacă sunt profesor la Sadoveanu, i-a învățat pe aia să facă asta? Da, eu cred că e regretabil că e vorba de imaginea școlii aici, pentru că e o amprentă negativă asupra educației pe care copiii ăștia n-au primit-o în școală. Clar să fie, da? Și ceea ce au făcut ei, au făcut în afara școlii, grupul și toate discuțiile lor. De cum asta spune, educația mai este și de acasă. Părinții se pot uita ce fac și copilul meu acasă, pe ce forumuri se bagă, ce discută, pot să-l întreb, pot să intru și eu să-i văd pagina. Mă lasă, nu mă lasă. Dacă îi dau prea multă independență la copil, că vadă, mine, intru în intimitatea lui, lasă că intră altul în intimitatea lui. Dar câți dintre părinți supraveghează ceea ce face copilul pe Facebook? Facebook nu te lasă să-ți faci un cont până nu ești major, nu? Păi ne întoarcem la... Da, și sunt minori. Și despre asta datele sunt false. Ne întoarcem la tema cu care am început emisiunea din această seară. Sunt necesare limite, sunt necesare reguli în această zonă, pentru că, iată, se întâmplă lucruri.
Da? Am dat un singur exemplu ca să putem discuta despre subiect, da? Sunt necesare limite și reguli, dar este necesară și educație de casă. Evident și atenție, da. Încă ceva e necesar. E necesar să fie reglementați termenii ăștia foarte clar, ca omul să știe când greșește și când nu, să nu fie cumva pedepsită libertatea de exprimare clară și în niciun caz să nu fie cineva obligat să participe la tot felul de proiecte și programe care să promoveze toleranța dintr-o anumită sferă. Poate eu sunt tolerantă pentru că nu judec, da? Și nu mă interesează ce fac unii sau alții, grupuri sociale, orientări sexuale, de religie și așa mai departe. Deci toleranța, tocmai spunea Claudiu, că ține și de educație, da? Ori toleranța nu ar trebui să fie deprinsă și din școală, dacă nu este deprinsă din familie toleranța. Da, se învață din școală. De exemplu, eu la istorie învăț despre Holocaust pe copii. Păi și învăț toleranța asupra minorității evreiești, poftim. Și după aceea extind și la alte minorități. Bun, eu predau religie. În intermediul disciplinei pe care o predau, toleranța este promovată aproape prin fiecare lecție. E vorba de iubirea față de aproapele. Ceva mai elocvent de atât nu se poate, dar vorbim de iubire, de un sentiment care trebuie să se manifeste sincer și să nu fie cu caracter obligatoriu. Nimeni nu mă poate obliga să fiu tolerant, ceea ce spunea și un domn senator, dacă nu mă înșel, în cadrul discuțiilor din Senat. Da? Nu mă poate obliga nimeni pe mine să fiu tolerant. Da? Cu caracter pot fi introduse programe de informare, dacă nu sunt suficiente, deși sunt destule discipline care vorbesc despre toleranță. Spuneam, veriga care lipsește în învățământ nu ține de programele pe fiecare disciplină, ci ține de cei 7 ani de acasă, de lipsa de implicare a părinților. Îmi cer scuze, dar mulți, nu vorbesc la modul, știu eu, particular, mulți dintre părinți nu se implică în educația copiilor. Îi trimit la școală și consideră că de acolo ar trebui să primească tot ce înseamnă educație, tot ce înseamnă principii și morală și așa mai departe. Dar dacă ele nu sunt întărite cu educația de acasă, e egal cu zero. Bun, și o ultimă întrebare, trecem la următorul subiect. Până unde se poate merge cu libertatea de exprimare în spațiu public? Pentru că, iată, spuneai, doamne, indiferent cum sună acest proiect de lege, să nu aducă atingeri libertății de exprimare. Până unde se poate merge cu libertatea de exprimare în spațiu public, pe rețele de socializare? Vă întreb asta pentru că citiți, probabil permanent, mai ales comentarii, da? Unele dintre ele nici nu pot fi postate, de exemplu, pe site-ul nostru, pe BTV, multe dintre comentariile mizerabile nu au fost publicate, nu pot fi publicate. Bun, dar ele apar, sunt comentatori de serviciu, da? Sub anonimat, care asta fac. Ori că sunt retribuiți și au o misiune politică, ori că au alte motive, dar cu siguranță o fac, da? Bun. Pe acești oameni, cine îi trage la răspundere? Da? Dacă cineva, vă dau un exemplu, dacă a apărut un articol pozitiv de altfel, despre o acțiune sau o activitate la o școală, nu vreau să dau nume, da? Și apare un profesor sau numele unui profesor, se grăbesc unii să posteze, să scrie comentarii, nu știu dacă sunt adevărate sau nu, dar sunt porcoase, da? Care insultătoare. Bun. Care nu au legătură cu subiectul pus în discuție, în mod evident. Dar pentru faptul că discutăm despre școala X, unde este profesor Y, apar astfel de comentarii, da? Vorbesc de defăimare. Cine îi trage la răspundere pe cei care practică? Repet, practică, o fac zi de zi, da? Au un obicei în a posta astfel de comentarii. Cine îi trage la răspundere? Dacă vorbim de presa online, cu siguranță răspunderea ar trebui să cadă direct asupra celui care controlează conținutul publicat acolo și e absolut necesar să existe niște... Bun, dar articolul respectiv se duce automat, pentru că acum conexiunile sunt vaste. Se duce automat și pe rețelele de socializare și peste tot. Da? La același conținut poți să oprești comentariile pe site-ul tău, dar conținutul respectiv este luat pe site, pe rețelele de socializare, acolo nu mai poți face nimic, da?
Bun, și crezi că această lege ar face ceva în sensul ăsta? N-ar face, pentru că nimeni nu își asumă cu adevărat acel conținut. Dacă ar fi persoane reale care să-și asume conținutul, dar măcar, vorbim. Dar măcar ai un instrument în baza căruia poți să cer ori blocarea contului respectiv sau ceva de genul ăsta. Sau și măcar o investigație în sacea. Și 5 minute apare alt cont. E adevărat, dar măcar poți să ceri o investigație. Ori în momentul de față nu este nimic, absolut nimic, care să reglementeze. Dacă dorim să schimbăm ceva cu adevărat, așa cum spunea și Claudiu, dacă există, uite, nu știam, de exemplu, din Belgia, se pot aduce, modificări în așa fel încât să fie cumva reglementate aceste conținuturi, să fie obligați oamenii să-și asume ceea ce scriu. E singura soluție. Eu nu cred că rețele de socializare, atâta timp cât poți să-ți faci oricând un cont și o dată la 2 minute, nu? Ți-ai făcut un cont, l-a desființat, mai faci unul. Pomeneai de comentariile care îi vizează pe politice. Păi, numai astăzi i-am arătat colegii noastre câteva exemple. Vezi cu sutele în fiecare zi. Fie sunt puși la zid cei care sunt din PSD, sau cei din PNL, sau cei din partidul fostului președinte Băsescu și așa mai departe. Colectiv, da? Partidul, membrii, nu persoana neapărat. Cum te aperi? Cum te aperi în... Vreau să spun două lucruri. Unu, libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea ta. Bun. Asta este una. Este frumos, și a doua, s-a mai auzit și a doua, asta. Și a doua... Dar ține este, de educație este, și bun simț. Este vorba românească, că gura lumii nu poate astupa nici vântul. Și încă ceva, uite un aspect interesant. Cum facem diferența între defăimare în spațiu public și ironie? O chestiune interesantă. Bun, inteligența face, diferența dintre ironie sau nu o să mai și glumim. Și aici mi-aduc aminte de un fragment din Las Fierbinți care era celebru pe internet și spunea acolo un personaj: cine te verifică, mă? Cine? Eu? Fură cu amândouă mâinile. Eu? Da? Bun. E... foarte elocvent exemplul acela. Acolo vorbim de ironie, da? Și o percepe și cel cu mai puțină inteligență. Nu o să mai avem motive să ironizăm chestiunile care sunt de judecat în societatea noastră doar pentru că intră sub incidența legii defăimării? Păi nu are legătură cu ironia. Chiar. Bun. E un proiect interesant care, iată, se merită a fi pus în dezbatere. Vedeți, doar aici, la emisiunea noastră, am discutat câteva zeci de minute. Sunt păreri pro și contra. Închipuiți-vă ce dezbateri interesante ar putea fi la nivel național. Deja sunt grupuri care dezbat acest subiect. Sunt și petiții. Probabil acest subiect va mai fi dezbătut până când va trece la aprobare în Camera Deputaților, da? Camera decizională în această situație. Bun. Trecem la următorul subiect. Cine anume ne reprezintă? Astăzi, de exemplu, două demisii s-au înregistrat din Consiliul Local Pașcani. Vorbim de Bogdan Alexa, care a fost numit săptămâna trecută în funcția de vicepreședinte al MRSC, și domnul Neculae Ienea, fost consilier PNL. Domnia s-a renunțat la mandat pentru a putea candida pentru funcția de primar anul viitor la alegerile locale în comuna Stălnicen-Prăjescu. Deci două demisii din legislativul local. Urmează să fie făcute nominalizări următorii pe listă. Este un prilej de a discuta despre cei care ne reprezintă. Au fost, iată, comentarii în legătură cu această numire făcută de premierul României, domnul Bogdan Alexa, în funcția de vicepreședinte al ANRSC. Vorbim de o agenție guvernamentală. De asemenea, avem consilieri locali, avem consilieri județeni, avem deputați, senatori. În ce măsură suntem bine reprezentați? Da, e o întrebare foarte bună. În ce măsură suntem bine reprezentați și care vor fi efectele
acestor reprezentări la nivel local aici în Pașcani. Asta trebuie să ne întrebăm și ce beneficii vor exista pentru comunitatea noastră prin această numire a domnului Bogdan Alexa. Eu am o întrebare aici suplimentară. De ce aceste numiri se fac întotdeauna pe criterii politice și nu pe criterii de performanță? De ce a ajuns să ne conducă de acolo de sus, nu contest pregătirea domnului Bogdan Alexa. E o întrebare generală, pentru că nu vorbesc în speț aici de dumnealui, ci de toate numirile care se fac. Da? De ce nu se fac niște selecții, de ce aceste posturi nu sunt ocupate prin concurs de persoane care să fie pregătite într-un anume domeniu și să poată aduce cu adevărat beneficii tuturor oamenilor? E o întrebare simplă. Mă întreb și eu, de ce funcționăm doar pe aceste criterii politice și de ce ele nu pot fi îmbinate? Eu nu contest faptul că... Sunt funcții politice. Vorbeam știu, cu... e necesar să ai în aceste poziții cheie oameni care să te sprijine din punct de vedere politic. Eu asta înțeleg. Dar de ce, uite, în interiorul partidului, să presupunem, nu se deschide un concurs ca aceste posturi să fie ocupate pe criterii de performanță? De ce se fac numiri? Ce legătură are partidul cu concursul și performanța? Cum să fie să concurs în interiorul partidului? Dacă e concurs, trebuie să fie liber pentru toată lumea. De ce? Pentru că termenul ăsta de numire mie mi-aduce aminte de perioada comunistă în care oamenii erau numiți. Și nu ajungeau acolo pentru că meritau. Michaela, în Statele Unite, când se schimbă guvernarea, se schimbă de sus până jos, asumat. Adică au venit republicanii de sus până jos în ceea ce privește funcțiile politice, sunt schimbate. Nu așteaptă să fie schimbați. Pur și simplu sunt schimbate. Vin republicanii, au câștigat puterea, au venit, au preluat puterea. La fel dacă vin democrații. Deci vorbim de funcții politice. Corect. Dar în Statele Unite ai dat foarte bine exemplu. Dar în Statele Unite își pun pe criterii de meritocrație pe funcțiile alea. Pentru că nu-și permit să dea o cioarsă de undeva, să pună un ministru care face semne pe la regele cu tare și chestii din astea. Mai au și ei. Puțin, pentru că dacă te uiți, mai fac câte o goangă, dar la un moment dat pleacă. Dacă au făcut goanga și au început jurnaliștii să zbiere la ei prin toate posturile. Ce goangă a făcut ministru cu tare sau subsecretarul de stat cu tare, gata, și-au luat bagajelul și-au plecat. Pentru că ei se spune, nu mai poți face treaba asta, gata. Evident. Și acolo chiar sunt oameni pe bune, care au participat pe bune la niște simpozioane, la niște concursuri, la care sunt pregătiți din timpul vieții. Au lucrat în niște domenii unde, într-adevăr, s-au selectat ei între ei. Din 10 care trebuie să-i pui undeva, alegi unul din 10 buni. Și partidul are de unde. Dar la noi e totul cu mătreală. E exact cum a spus Iliescu. Capitalismul de cu mătrie. Dacă sunt cu mătru, ce trebuie să mai dau eu examen? Cine cu cine e cu mătru? Sau e o nu, așa e un generică. Capitalist de cu mătrie. Să presupunem că era PNL-ul la putere. Aceleași chestiuni se întâmplă. De asta întrebarea mea. De asta întrebarea mea nu este legată de numirea, repet, și cum ar trebui să se întâmple? Exact ce spunea Claudiu, pe criterii de performanță. Meritocrație. Păi dacă în partid nu ai oameni, pentru că ajungem la subiectul... Pregătire în domeniul respectiv. Dacă în partid nu ai oameni de calitate, pentru că faci parte dintr-un partid. Dar poate în partid ai oameni de calitate și îi dai la o parte să-ți pui rudele. Asta e treaba. Poate în partid chiar ai oameni de calitate și îi dai la o parte să-ți pui tu neamurile și prietenii și cei din gașcă cu care faci treburile și faci și-ți aduci banii la tine, la firmă și eventual bani publici. Că acolo să fac afaceri, în familie, că ei și tu îmi dai și mie. Exact exemplu de la Las Fierbinți de acolo. Fură-mă cu un dor mine că eu trebuie să dau și la senator, până la președinte. La NRSC nu știu dacă este neapărat ceva de... Asta n-am spus că acum a fost Bogdan Alexa. Nu! Cred că de grabă a fost o numire pentru... Deci discuția s-a extins de la... Pentru o mulțumire, să spun așa, sau cine știe din ce motive. Dar și noi trebuie să avem acolo în... Îți mai dau un exemplu de moldovean, nu de pășcănean, care a ajuns sus. Ardelenii, în general, când și-au pus pe Ministerul Transporturilor, au pus niște nume foarte bune pe la călători, pe la marfă. Asta era prin anii 2000 încolo.
mai jos de 2000, 90 ceva. E, a ajuns și Nicolae Ciuc, director. De la Suceava, pac, l-o băga Băsescu prin Anca Boagiu, l-a pus director la CFR. Ce a făcut moldoveanul nostru? Ce atât a făcut moldoveanul nostru? Bă, un moldovean a ajuns la Ministerul Transportului, director la SNCFR. Ai văzut ce a făcut? A furat pentru ei. Ne uităm iarăși. Am avut prim-ministru pe MRU, pe Răzvan Ungureanu. Și chiar spunea un domn Albulescu de la Protecția Muncii, de la Inspectoratul de Protecția Muncii, spunea, băi, stai unde acela, uite, ardelenii l-au avut pe Boc, uite cum e Cluj, uite cum e Ardealul, lasă-mă că o să-l avem și noi, uite, l-avem pe MRU. Să vedem Moldova cum va înflori. A înflori Moldova, bun, stai, da? Că nu înțeleg. Deci, adică ardelenii au voie să vină, nu. Să ne guverneze? Ardelenii au altă educație. Sunt cinstiți. Nu, ardelenii au altă educație. Mai fac și ceva pentru cei de acasă. Moldovenii cam uită. Nu fac nimic, nu? Vezi, nu, și-am văzut eu. Vorbim de făimarea unui grup social aici. Nu, dar eu am văzut două cazuri în care oamenii ajung sus pe alte criterii decât cele de meritocrație. Și-au ajuns pe chestii. Toți ardelenii sunt puși pe criterii de meritocrație? Nu sunt de acord cu tine. Nu am spus asta. Am spus că dintre ei, până la urma urmei, au făcut ceva și pentru Ardealul ăla, că de-aia trăiesc mai bine. Ok. Eu cred, vis-a-vis de aceste numiri care se deci, fac... Deci, alte cuvinte, să fie mai rare numirile de prin Moldova, să-i caute mai mult de cu alte cuvinte, noi din regat de aici îi punem doar pe criterii din astea să-mi slujească mie. Și doar mie. Ceea ce am văzut. Eu nu spun, teoria mea s-ar putea să fie falsă. Nu e nicio problemă. Dar totuși Ardealul văd că lucrează mai bine și sunt oameni care sunt apreciați acolo și au și bani mai mulți și salariile sunt mai mari, cu toate că s-au pus tot așa unul pe altul. Hai mă, că-s cu mătru cu ăla, că-s cu mătru cu ăla. Salariile la nivel bugetar sunt aceleași. Posibilitățile... Salariile la nivel bugetar, da, la nivel bugetar ai spus bine, dar la nivel de investiții aduse în zonă, sunt mult mai mari. Putem da exemple, tema care ai deschis-o este mult mai largă. Și FNQ, tot din Moldova a fost și a promovat tineri, nu el. El nu a reușit să facă față provocărilor, da? A ajuns în pușcărie, dar au fost tineri promovați de el, care au făcut față funcției în care au fost numiți. Adică asta nu înseamnă că dacă ești din Moldova și ești okay, tânăr, nu ai... Ok, eu cred că ați dus discuția în cu totul altă direcție și asta merită poate o discuție separată, să revenim la subiectul nostru. Am spus de meritocrație. Bun. Întrebarea este că dacă avem motive de laudă, de mândrie, când iată un pășcănean în cazul de față, este numit într-o astfel de funcție, da? Dacă avem motive să ne mândrim că avem un deputat, avem un senator, că avem un consilier județean, că avem 19 consilieri locali, ai pus foarte bine problema. Dacă e bine să ne mândrim că a fost numit, că avem... Să ne mândrim, Cătăline, cu burta goală, cu ce să ne mândrim? Trebuie să ne mândrim în momentul în care oamenii aceștia aduc motive de mândrie zonei noastre. Atunci trebuie să ne mândrim cu ei. Deocamdată, despre această bucurie poate să vorbească domnul în temă și alte persoane. Noi, ca și pășcăneni, știu dacă avem motive de bucurie. Le vom avea, cu siguranță, atunci când dumnealui, din postura aceea, va aduce ceva niște beneficii pastă aici în zonă și cu siguranță ne vom bucura și abia aștept să se întâmple asta. Eu m-am bucurat când am auzit că un moldovean, chiar de aici, din apropierea Pașcanului, domnul Niță, Constantin Niță, dacă nu greșesc, a fost numit ministru economiei, da? La un moment dat. Chiar am fost mândru, am zis, doamne, uite, un ministru din zona noastră. Că nu a reușit să facă ceva de care noi să fim și mai mândri sau să deci fim mândri să... Deci situațiile sunt diferite. Ne mândrim atunci când cineva obține rezultate frumoase. Deja vorbim de niște elemente care țin de realitate, da? De un copil care a obținut rezultate deosebite și e din zona noastră. Nu, vorbim de politicieni. Exact. Acum. De asta zic să facem diferența. Nu ne putem bucura pentru o numire. Nu ne putem bucura pentru faptul că avem acolo în Senat un om care ne reprezintă. Dacă ar fi mâine și vorbește... un ministru din Pașcani, n-ar trebui să ne bucurăm? Dacă faci ceva, dacă nu, face ceva... Dacă ar fi numit, pentru că până la face mai este cale lungă. Nu ar trebui să ne... E părerea mea. Și știi de ce? Pentru că în același timp
cum ne bucurăm noi astăzi că a fost numit, ce o să facem mâine, în momentul în care o să facă o gafă, ce o să facem? Păi nu știu, păi și atunci să fim triști că nu, mâine ar putea să facă o gafă. Sau ci ce? Pur și simplu să privim lucrurile exact așa cum sunt și să ne gândim să lumineze Dumnezeu, să aibă parte de, știu eu, proiecte frumoase, să facă ceva pentru comunitatea din care încă face parte și să nu se dezică de ea, pentru că se întâmplă situații în care cineva care ajunge acolo sus uită și de unde a plecat. Dar nu ar fi mai bine să ne bucurăm astăzi pentru... Tu ești mândru de domnul pentru... deputat Rățoi? Nu ar fi mai bine să ne bucurăm astăzi de o anumită numire și mâine să ne bucurăm sau să ne întristăm de ceea ce face sau nu face. Nu știu, eu privesc cu speranță aceste mișcări politice în ideea că ele vor avea și efect asupra comunității noastre. Dar nu pot să mă bucur să sară în sus de bucurie că avem o grămadă de oameni care sunt acolo. Să-i luăm pe rând. Da? Avem 19 consilieri locali. O bucurie maximă. Putem fi mândri de realizările lor? Cineva din Consiliul Local? Adică este un consilier local de care să fim mândri? Adică să spunem, doamne, uite, un consilier local care face sau care ne reprezintă sau care a făcut ceva într-o anumită împrejurare. Bun, hai să-ți spun de ce eu personal nu pot să fiu mândră de Consiliul Local, pentru că nu vorbim nu, despre... Nu vorbim de instituție. Acolo sunt 19 oameni diferiți. Exact de asta nu diferiți, sunt diferiți. Unul dintre ei sau mai mulți, dacă putem identifica. Nu de instituție în ansamblu. Poți să identific vreo 2-3, dar nu toți. Eu nu pot să vorbesc separat pentru că vorbim, tocmai pentru că vorbim despre o instituție acolo și nu pot să vorbesc despre ei separat. Dacă s-ar identifica vreunul care să fie așa special, deosebit, da? Ar trebui să se vadă prin ceea ce facem în practică, prin proiecte care să aibă deja în comunitate efect. Și eu nu le văd. A? Ar trebui să fie un om care să se lupte, ar fi cam greu, într-adevăr, dacă ar fi unul să se lupte. Ne este, nu știu, de ce ne este greu să ne mândrim cu ceva? Dacă ceva mic, dacă este mic, ceva mare, mândrim, dacă este mare. Ne mândrim cu rezultate reale, dar nu cu Fata Morgana. Cu asta de ce să ne mândrim? Nu văd. Deci în Pașcan nu ar fi niciun motiv, în nicio împrejurare, să ne mândrim cu ceva anume. Te referi la spațiul politic? Eu văd că la asta în general. Dacă te referi la spațiul public, atunci eu ți-am dat exemplu, da? De copiii care aduc, da, cinste comunității, de lucrurile frumoase care se întâmplă în Pașca. Nu suntem cu ochii închiși. Bun, deci, și nici negativ nu suntem. Din cei 19 consilieri, niciunul. Nu avem motiv de mândrie, de bucurie. N-am spus că niciunul, doar că nu pot să privesc separat niciun membru din Consiliul Local. După părerea mea. Sunt vreo 2-3 acolo, da? Exemple, de ce să-i lăudăm? Să-i lăudăm. Poftim, laude. Dar nu vreau să laud pe nimeni, de timp. Să laudă singur prin acțiunile lor. Dacă au făcut acțiuni bune, e greu să fii pozitiv. Spune dacă ai ceva de spus. Da, este dacă tu ne provoci pe noi, te rog frumos, eu sunt moderator. Sunt moderator. Da, așa, te ai voie. Aveți invitații mei și vă întreb. Să vedem. Îmi place postura, da. De exemplu tu de unul și după aceea dau eu de vreo doi. Învață-ne tu ca Hansel și Gretel, că nu mai ține în minte, știi? Cam cum vine lauda asta. V-am întrebat, nu vă învăț nimic. Vă întreb, vă provoc. Da, deci eu personal ți-am spus, da, nu pot să iau separat, pentru că ei ar trebui să hotărască împreună și aș vrea să văd proiecte, da, la care să lucreze împreună, nu să se lupte în Consiliul Local. Și asta se întâmplă în ședințele de Consiliu de multe ori. Deci 19 consilieri, niciunul până în prezent, niciun nume de care să fim mândri, da? Bun, avem consilieri județeni. Au fost mai mulți, a mai rămas unul. Deci, reprezentare la nivel județean. Ne putem mândri cu cineva sau cu ceva din această reprezentare de-a lungul timpului? Cine reprezintă Consiliul Județean? Domnul... În momentul de față este domnul Dascălu Petru. Care, din câte știu eu, e în concediu. De când e în concediu? Bun, e în concediu în raport cu partidul, dar nu cred că este în concediu din Consiliul Județean. Și poți să fii bolnav numai de la o treabă? Pe motive de sănătate a renunțat la șefia partidului. Acolo e sănătos la Consiliul Județean? Politica îi făcea rău. Politica de la Pașcani îi făcea rău, cea de la județe benefică. Bun, care sunt proiectele aduse? Pe mine mă umoară faptele. Că este și mare spintenie. Faptele oamenilor mă umoară și nu vorbele. Județean am impresia că este și mare spintenie. Nu știu sigur. Nu. Eu știam mai de domnul Dascălu. De asta am și întrebat, pentru că știam. Deci a fost domnul Andronache.
atât de multe au făcut oamenii ăștia încât nu mai știm dacă, așa e, dacă sunt sau mai nu. A fost una pe văloaie care a intrat în pușcărie, da? Și, și a pierdut mandatul. Se întâmplă, se întâmplă ceva cu cei care ajung acolo în Consiliul Județean. Cred că sunt mai ușor de prins în situații ingrate și ajung în penitenciar. Afacerile sunt mai tentante, probabil, acolo. Mai bine să ne ajungi în Consiliul Județean, bun, că după aceea nu vreau pase penitenciar. A rezolvat-o și cu Consiliul Județean. Da? Bun. La nivel parlamentar, avem motive să ne mândrim cu cineva? Avem așa, din Pașcan. Să-i enumerăm, da? Deputatul Neculae Rățoi, senatorul Florin Constantinescu, din Târgu Frumos. A fost un deputat care mai mult dormea prin Parlament. Domnul Mocanu a renunțat la mandat și este senatorul Sorin Lazar. Iar zona Hârlăului este reprezentată de domnul Angel Stanciu. Ăștia sunt. Bun. Cu cine vrei să ne mândrim? Cu cine să începem? Domnul Florin Constantinescu a promis chestiunile legate de autostradă, de... Eu sper să încă să reușească, da? Că el a făcut niște promisiuni, de unele din ele trebuie să recunosc a ținut de cuvânt, da? Așadar, să se țină în continuare de cuvânt și de celelalte, da? De domnul Rățoi, ce să zic, tot respectul pentru vârsta dumnealui. Dar nu știu cu ce să ne mândrim. Cu ultima sa apariție în Camera Deputaților, când a vorbit despre viteza internetului, nu știu cu ce ar trebui să ne mândrim. Că proiectul respectiv nici măcar nu viza o măsură. Pur și simplu vorbea despre cât de extraordinară e viteza internetului la noi în țară. Dar el concepea ce vorbea? Și cum să nu fii mândru când vezi un fost secretar de partid care nu știe să folosească calculatorul și nu știu dacă știe să folosească... Tu ești mândru. Așa, când vorbește, face teoria vitezei internetului de la cea mai înaltă tribună, da? Parlamentul României, nu? Astea sunt proiecte scrise de cei care lucrează în cabinetele dumnealor, cu tot respectul pentru tinerii care scriu astfel de proiecte, dar mă îndoiesc că și cei în temă cunosc foarte bine termenii pe care îi citesc de pe hârtie în fața plenului. Păi nu știu. Nu mă apucă mândria de niciunul din care ai zis până acum. Tu ești mândru? Eu nu sunt mândru cu niciunul. Ți-am spus, eu sunt foarte mândră atunci când văd faptele oamenilor. Pe mine vorbele ce nu să mă văd la domnul deputat? E ca și cum am trăit într-o campanie electorală. Prea mândru, dar sunteți mulțumiți într-un fel sau altul? Nu sunt mulțumit că de când am terminat armata asta, vai de mine, după Revoluție, am văzut ce a făcut domnul deputat Rățoi când era primar. Și am văzut și domnul Constantinescu, că domnul a ridicat fabrici peste fabrici. Uite, acum eu sunt mândru de domnul... De investiții făcute, uite, din domnul din Tătăruș, parcă domnul Sandu Vasile. Nu-i din... Parcă da, parcă așa țin minte. Au ceva oameni ăștia din Tătăruș. Poate ești mândru de deputații ardeleni care au făcut pentru Pașcani. Uite, vrei să fiu mândră de niște oameni din zonă deputația, și... De uite, Falcă, vai de mine, îl criticau ăștia peste tot, dar a fost votat și Falcă acolo are niște investiții. Cum a furat Falcă, nu știu. Dar am zis, băi, totuși, aia nu sunt nebuni de la votat mereu. Și când am văzut că și comunile din jurul Aradului nu au șomaj și lucrează palii de elicopter și au niște... Măi, tată, deci eu sunt mândră, uite, dacă vrei să găsesc motive de mândrie. De oamenii care, în fapte, da, se vede că și fac ceva. Despre primarii, despre care am mai discutat noi, de exemplu, din Cristeș, din Tătăruș, da? Sunt oameni care au adunat în comunitate resurse, da, venite și din proiecte europene și din, de la bugetul local și au făcut ceva cu banii ăștia pentru comunitate. De oamenii ăștia sunt mândră. Doamna, ce pare și din Roman, au venit și au făcut investiții în Pașcani. Uite, vă dau un exemplu de mândrie. L-am găsit pe rețelele de socializare. Niște doamne din Pașcani, plecate în străinătate, așa, care au văzut câteva imagini postate de cineva cu noua esplanadă. Femei care n-au mai fost de mult în Pașcani și erau foarte mândre de cum arată Pașcaniu acum și cum ar putea arăta după de ce... De câți ani au fost în țară, doamne? De foarte mulți ani. Ce? De câțiva ani. Bun, chiar spunea femeia respectivă. Bun. Deci, dragii mei, cam așa stăm la capitolul mulțumire și mândrie în legătură cu cei care ne reprezintă. Da? Răspunsul este nu. Și pe linie de partid, da? Apropo de numirile respective, deci eu nu sunt nemulțumită de numirea făcută.
cu siguranță a făcut-o în funcție de ceva, da? De niște aptitudini și ale Domnului. Și sperăm să se și vadă și în zona noastră, cumva, niște beneficii, ca să fim și noi mândri, eventual. Să fie, nu știu, niște domenii în fiecare partidă, acolo unde se existe experți, da? Pentru că în momentul în care trebuie să ne facem o echipă, astfel de numiri nu scoate din ecuație experții care cu siguranță sunt, au fost angajați, sunt salariați, vor fi în continuare angajați în instituția respectivă. Adică vorbim de funcții de conducere. Pe lângă cei numiți mai există și experți. În mod evident. Fiecare instituție guvernamentală sunt experți care... Așa și vin politicienii, dar experții rămân. De, exemplu, de ce nu conduc direct experții? Tu ești mulțumit de expertul Zuzan de la primărie de atâta timp? Da, am spus-o. Ești mândru, te simți mândru. Expertul Zuzan, nu sunt mândru. Dar am spus-o de fiecare dată. Secretarul Mircea Zuzan este unul dintre cei mai buni secretari din țară. A dovedit-o în interesul municipiului Pașcani de câteva ori în situații chiar deosebite, da? Una dintre ele a fost cu taxa de redevență, când Pașcani a câștigat foarte mulți bani, motiv pentru care regia a reușit să-și achite atunci datoriile. Și am dat doar un singur exemplu. Dar, la fel de adevărat, nu sunt mândru pentru cât de expert a fost domnia sa când a avut interese personale sau de grup. Este o vorbă că sunt foarte mulți draci teologi în iad. Asta nu înseamnă că îl iubesc pe Dumnezeu. Niciunul dintre ei. La fel e și cu expertul ăsta, care e foarte bun, dar face numai rău. Și încurcă ițile. E foarte... Când ești expert când foarte bun și încurci treburile și eventual să mă duc și știu oamenii... Deci rămânem în cadrul acestei paranteze. Dacă mergem la alte ședințe ale Consiliului Local și când vezi că unii nici nu știu să facă un proiect de hotărâre. Da? Chiar și la Pașcani, după plecarea lui Zuzan, nu știu să conduc o ședință a Consiliului Local. Iar consilierii, când au nevoie de un punct de vedere, căutările celor care au nevoie de sprijin în acest domeniu, se izbesc de neștiința celor care ocupă această funcție de secretar, nu pot să nu compar să te gândești la ceea ce a fost până acum, da? Tocmai ziceai că în orice partid există experți în spatele... Nu, vorbim de secretarul Mircea Zuzan. Știu, aici dar... am rămas și nu are treabă cu partidul, ci pur și simplu cu el. El n-a fost membru de partid niciodată. Nu, dar a întreținut niște membri de partid foarte bine. I-a întreținut și pe PSD și pe liberal. Și pe de toți, da. Unde a avut el interesul, a întreținut niște membri de partid. Și alții l-au întreținut pe el. Și alții l-au întreținut, evident. Așa. Bun, dar asta subliniez. Bine, sunt unii care sunt foarte buni, da? Adică se pricep, cunosc meserie și fac parte din... Adică mai multe angajări la multe regii din așa se făceau la biroul lui domnul Zuzan. Pe lângă meserie, poate oamenii ar trebui să cunoască mai multe elemente de morală în practică. Dacă le-ar știu că oftezi, dar eu sunt obligat să te întreb pentru că suntem într-o emisiune și da, este bine, asta ce să spui, că toți ziceau sau cine zice sau cum zice. Am primit și noi o scrisoare pe adresa redacției unde erau specificate, de altfel a fost și publicată pe site-ul nostru scrisoarea, unde erau specificate practici ale domnului Zuzan. Deci sunt foarte cunoscute. Nu... Bun. Trecem la al treilea subiect foarte pe scurt. Am discutat și în emisiunea trecută despre iluminatul public din Pașcani. L-am avut ca invitat pe domnul primar Dumitru Pantazi, am pus întrebările despre problemele de la Pașcani. Nici acum nu au fost rezolvate. Nici acum Pașcani nu arată mai bine decât acum o săptămână sau două sau câteva luni de zile din acest punct de vedere. Sunt probleme serioase în ceea ce privește iluminatul stradal. Două argumente aduse de primar. Ele sună cam așa. Rețeaua este la E.ON. Primăria tot face cereri, solicitări care nu sunt luate în considerație de cei de la E.ON. Și, iată, se află într-o etapă de analiză pentru a prelua aceste rețele, pentru a fi administrate, cumpărate, apoi administrate de primărie.
și cu un proiect privind investițiile în infrastructură. În mod evident, discutăm dacă ar fi să se rezolve această problemă de un orizont de timp, un an sau poate chiar mai bine, până când vor fi parcurse aceste etape. În schimb, am aflat de ce nu este lumină pe esplanadă, de exemplu. Da? Au fost făcute investiții, meșterii care s-au ocupat de canalizare au rezolvat și rețelele de electricitate, adică le-au tăiat fără să le mai pună la loc. Iar în zona de alt sunt probleme pe rețea, fiind foarte veche, dar, repet, nimeni de la E.ON, spun cei de la primărie, nu vine să înlocuiască piesele sau instalațiile care trebuie să înlocuite. De asemenea, sunt probleme în ceea ce privește acest program, tranzitul de la programul de vară la programul de iarnă. Nici până acum n-a fost rezolvată problema, așa încât seara becurile sunt aprinse mai târziu, iar dimineața sunt întrerupte mai devreme, iar pe stradă este beznă. Astea sunt problemele, astea sunt răspunsurile. Ce părere aveți? Deci, problemele, da, sunt așa cum sunt, da, se cunosc. Mi se pare hilar să trăim exact ca pe vremea comunismului, să nu existe niciun fel de comunicare între o, știu eu, instituție. Comunicare care este, nu sunt rezultate. Deci, vreau să știu și eu, Primăria Municipiului Pașcani, da, este beneficiarul, da, acestei instalații. Pentru că ea plătește facturile către E.ON. Nu? Și este beneficiar. Orice beneficiar, că vorbim de o instituție sau că vorbim de persoană publică, are niște instrumente. Da? Să se uite în legi, să vadă cum ar trebui să procedeze în momentul în care nu primesc răspuns din partea E.ON-ului la solicitările făcute. Nu putem să stăm să așteptăm așa. Ești de partea E.ON-ului sau ce? Nu sunt de partea E.ON-ului. Doamne ferește, crede-mă că chiar așa se întâmplă în raport cu E.ON-ul. Acum chiar așa se întâmplă. Dar trebuie să luate niște măsuri. Eu asta spun. Deci nu sunt de parte, nu trebuie să fii de partea cuiva în situația asta, da? Dacă e să fim de partea cuiva, să fim de partea cetățenului care ar trebui să aibă iluminat public. Corect. La noi aici, în Pașcani. Corect. Indiferent de Bun, dar cum rezolv problema asta? Pentru că, pe de o parte, cei de la E.ON și sunt mii, sute de mii de reclamații de la cetățeni în țara asta din cauza serviciilor de la E.ON, cei de la E.ON nu se obosesc să intervină. Motivul este, în cazul de față, foarte clar. De ce să investească într-o rețea care urmează să nu le mai aparțină? Și atunci nu mai investesc niciun leu. Așteaptă să fie făcut soluția, acest transfer. Soluția? Bun. Hai să ne gândim. Căutăm frumușel unde putem să aplicăm pentru fonduri europene și cu siguranță se găsesc oameni care să facă asta, să vedem. Iana, vorbim de rezolvarea problemei acum, nu peste 2 ani de zile. Peste 2 ani, dacă se luau măsurile astea cu 2 ani de zile. Corect. Nu au fost luate. Noi vorbim de ceea ce se întâmplă acum și ce... Măsuri imediate. Exact. Păi, cele prevăzute de lege trebuie să, nu știu, intensificate și din punct de vedere legal măsurile este, respective. Este, da? Foarte clar. Din 90 și până acum nimeni nu a pus mâna, n-a făcut nimic pentru a rezolva această problemă. Dar... O rețea independentă care să nu fie preluată de la E.ON. Asta este soluția. Că durează 2 ani de zile, da, până o pun în funcțiune. Adică să facem o altă rețea noi? De ce nu? Acum? Dacă e din fonduri europene, de ce nu? Ți se pare că rețeaua care există e una durabilă? Nu, eu cred că trebuie schimbată... Dar cred că sunt probleme tehnice. Da, sunt comune care au accesat fonduri europene și au pus rețea de iluminat. Eu la asta mă gândeam, că Tătărușul nu cred că reabilitată. Un municipiu, cum spunea, nu, așa, un municipiu nu poate accesa... Hai să facem diferență. Nu vorbim doar de a pune niște becuri și niște stâlpi. Ci de o instalație da, de rețea. Nu au pus și stâlpi cu fotovoltaic. La Pașcani sunt probleme cu rețeaua în special. Nu vorbim de becuri. Becuri sunt pe stradă, iar dacă nu sunt, pot fi înlocuite repede. Dacă, în mod evident, dorește cineva să facă lucrul ăsta la mine, pe stradă, au durat luni de zile până ce a venit cineva, privat, nu de la E.ON, așa să schimbe un bec. Dar vorbim de rețea, de infrastructură. Aici sunt probleme. A fost nevoie de 2 ani, mai bine de 2 ani de zile, ca să fie schimbat un transformator în zona vale. Da? Unde era, din cauza caselor
care au fost construite și era supra-solicitat și erau probleme serioase. Și acolo tu nu crezi că trebuie schimbată instalația în întregime? Hai să, acolo unde nu mai merg lucrurile. Vorbim de rețele subterane, sunt chestiuni destul de complicate, nu doar de a pune stâlp pe stradă. Deci asta e doar o parte... Și de ce nu se accelerează, știu eu, procesul ăsta de preluare a rețelei de la E.ON? Trebuie să găsiți o soluție. Deci după ce noi am dat articolul respectiv, a venit purtătorul de cuvânt cu corespondența. Și a pus-o pe masă. Uite, corespondența dintre noi și E.ON. Înțeleg că domnul Mulț e supărat pentru ceea ce am scris noi și că vrea să-și dea demisia. Bun, chiar ar trebui să o facă. Dar este adevărat că o corespondență, adică omul ăsta are un braț de adrese trimise la E.ON fără niciun răspuns. Primăria municipiului Pașcani are un aparat juridic care ar trebui să-l ajute pe omul ăsta, da? În așa fel încât să găsească mijloacele prin care să determine E.ON-ul să acționeze cumva, că nu se poate, nu peste tot sunt problemele astea. Există comunități care și le rezolvă. De ce nu ne uităm acolo? Cum găsesc ei soluții? Eu cred că le-au rezolvat în timp. Le-au rezolvat în cât timp? Că cred că au e luat tare important. Au luat-o, da? Au luat-o dinainte. Dinainte au avut primari care au avut viziune, da? Și au luat-o... Foarte bine zis. Primari care au avut viziune. Da, asta cred. Ne lipsește și nouă. O viziune aici în Pașcani. Nu doar să continuăm niște proiecte care existau și să treacă ziua, luna, anul, să ne apropiem de alegeri. Și alte proiecte noi... mai greu, că știi că erau ceilalți înainte. Așa că m-am săturat de stilul ăsta. Greaua moștenire, domnule, erau moștenirea aia grea dinainte și nu putem să ne... Bă, dar hai și eu dacă sunt de 4 ani și cu echipa mea. Două proiecte să le fac mai bune. Și o să merg în continuare. Nu să știi dacă o să mai fiu eu sau nu peste ceilalți patru, dar măcar să am păi ce muncii când sunt. Păi sunt zeci de proiecte, nu două. Da. Iar, nu am mai vorbit noi de... Evidențiată chiar de domnul Marius Pintilie în ședința Consiliului Local. Situația la Pașcani. A fost pus în discuție chestiunea asta, că primăria are foarte multe finanțări pentru proiecte, pentru studii de fezabilitate și așa mai departe și domnul Marius Pintilie, pe bună dreptate, a adus în discuție ca aceste proiecte să fie analizate, care au un parcurs viabil și să fie finanțate. Rămâi cu studiu de fezabilitate. Și să fie finanțate, să meargă la finanțare anul viitor sau în ceilalți ani. Deci, cu alte cuvinte, ideea mi se pare interesantă, alte administrații au așa ceva, să fie votat, planificat un buget multianual, asumat de administrație și să meargă până la finalul investițiilor. Ceea ce la Pașcani s-a încercat, dar nu s-a reușit până acum. Deci ideea mi se pare interesantă, de a fi susținute proiectele... Proiectele mari nu se fac pe proiecte emblemă, da? Uite, anul ăsta ne ocupăm de strict două proiecte și proiectele, proiectele mari nu se fac de pe un an pe altul, se fac prin 5, 6, 10 ani. Exact. Clar, pentru că e necesară continuitatea. Nu vorbim de chestiuni care se rezolvă în scurt timp. De asta tu spuneai o soluție imediată. E greu de găsit o soluție imediată. Păi da, oamenii au problema acum... Da? Și vor să fie rezolvată acum. Problema că acum? De 20 de ani a fost rezolvată, e altceva. Da, trebuie determinat E.ON-ul să acționeze, da? Cumva fie să repare, sau să fie stabilită o perioadă. Timp de 5 ani de zile nu preluăm rețeaua, dar voi vă faceți datoria. Și în perioada asta în care noi nu preluăm rețeaua, pentru că nu avem resurse să o reabilităm noi, comunitatea locală, voi faceți datoria. Reparați ce e de reparat, altfel vă acționăm în instanță, pentru că noi suntem beneficiarii și vă plătim facturile și voi, da? Uite ce faceți. Dar câte acțiuni în instanță există cu E.ON-ul din partea primăriei municipiului Pașcani? Păi, nu știu ce să zic. Nu cred că există niciuna. Și atunci ce vine are bietul om care se tot duce cu hârtiile și tot mai depune o solicitare dacă nu i-a ajutat de nimeni și dacă E.ON-ul nu primește acolo, da? Atenție, până la data de trebuie rezolvate problemele de aici, de aici și de aici. Altfel, vă acționăm în instanță conform legii. Există chestiuni de genul ăsta? Nu știu, să-ți spun asta. Asta cu instanța e de ani de zile, tot. E de ani de zile, dar știi tu, trebuie să insiști, nu ai ce să faci. Nu? De atâta timp cât nu putem prelua rețeaua acum, pentru că bănuiesc că nu există resursele necesare să o reabilităm. Trebuie să luate măsuri în felul ăsta, altfel nu nevoie. Spațiul public este al nostru, a primăriei, spațiul public este, nu? A localității, nu este a E.ON-ului.
Sau nu cumva facturile nu sunt plătite și atunci nu ne permitem să emitem pretenții față de... Nu, primăria nu are datorii la ei. Și atunci dacă nu avem datorii, de ce? Spațiul public este al nostru, al orașului. Primăria are cum să desfășoare un program din ăsta de investițional pe domeniu? Deci este un proiect în momentul de față, urmează să fie... nu știu în ce etapă se află cu licitație sau ceva de genul ăsta, sau SF, studiu de fezabilitate, privind reabilitarea rețelei de iluminat, proiect care, spune primarul, va fi prioritar anul viitor. Deci anul viitor, după ce va fi rezolvată problema infrastructurii, prioritate pentru Pașcan va fi iluminatul public. M-aș bucura să se întâmple lucrul ăsta, să fie găsite resurse, finanțări, soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Încă o problemă. Primăria poate să deruleze un program din ăsta, pe studii europene, pe fonduri europene, de generare de curent electric. Probabil că da. Poate. Nu știu. De ce cu un spațiu, cu alte comune și-au făcut alea 5 eoliene de acolo din... Bun, nu rezolvă. Ceva în genul ăsta. Nu rezolvă, îmbunătățește. Are alături de o investiție privată. Deci ceva niște în genul ăsta. Da. Ceva, ori mediul public-privat să fie un melanj între ele două, în care se poată să investească în domeniul ăsta. Și să facem și bani. Bun, oameni buni, vedeți cum este pe stradă. Domnule primar, stimați consilieri, din nou, discutați, vă rog, această problemă și nu știu, sunați la Ion, dați în judecată, iată, colega are această soluție, dar cred mai degrabă, insistați până ce rezolvați această problemă, da? Măcar pentru schimbarea programului, da? S-a trecut totuși, suntem în toamnă, da? Suntem în octombrie, vedeți și dumneavoastră când se întunecă. Sau găsirea unor soluții alternative din partea primăriei, nici nu știu, pe anumite zone unde nu există deloc iluminat. Mai există și soluția asta. E beznă în parcuri. Ia m-a venit și filmați noaptea în parc. Dar nu, degeaba filmez că nu venim, se vede. Venim, dar nu avem lumină. Apropo de ce s-a întâmplat sâmbătă în parc, cele câteva corpuri de iluminat care există acolo și, mă rog, vezi ce vezi pe alei, dar în afara aleilor nu mai vezi absolut nimic. A fost frumos festivalul luminii. Pentru că era suplimentată. Da, a fost o lumină suplimentară, da. Și tot nu era suficientă. Deci tot nu era suficientă. Bun. Și ultimul subiect, câteva minute, vorbim despre căldură, subvenții și reforme. A fost dat drumul la căldură, nu cu ajutorul guvernului. Primăria a plătit în avans subvenția la căldură pentru lunile de iarnă din acest an. 6 miliarde nu suficient pentru acoperirea datoriei. Au mai rămas până la 1,5 milioane de lei. Dar iată, după această plată și cu puțină insistență, pentru că discutam data trecută despre a insista, da? Insistență din partea conducerii regiei. E bine, cu insistență, cei de la E.ON Gaz au acceptat o reeșalonare la plată a datoriei care a mai rămas și a deschis robinetele la centralele care rămăsese fără gaz. Prin urmare, a fost reluată furnizarea apei calde, dar mai ales a căldurii, important pentru această perioadă, aceste zile care, iată, în aceste zile, temperaturile sunt în jurul a 0 grade, mai ales noaptea. Bun. S-a pus în discuție chiar și din intervențiile directorului de la regie, dar și consilierii și edilul municipiului în cadrul emisiunii mele au adus în discuție faptul că se analizează varianta, sunt tot felul de scenarii, dacă nu cumva ar fi mai bine ca regia locală de termoficare să fie închisă. Închisă de nevoie, pentru că are datorii foarte mari. La bugetele de stat vorbim de în jur de 45 de milioane de lei. Bun, asta înseamnă că 3800 mai bine de familii care sunt încă branșate la sistemul centralizat să aibă o problemă, să rămână fără agent termic în rețeaua centralizată de încălzire și să meargă pe centrale de apartament. Asta în condițiile în care reglementările europene și cele naționale mai nou sunt din ce în ce mai drastice în ceea ce privește centralele de apartament.
taxele sunt din ce în ce mai mari. Bun, s-a vorbit chiar despre o variantă, și anume ca primăria să găsească o soluție de subvenționare a costurilor de achiziționare acestor centrale de apartament. Sunt costuri mari. Înțeleg că parlamentarii fac demersuri la nivel guvernamental pentru acoperirea acestor costuri. Cert este că peste 2 sau 3 ani de zile, sau poate mai devreme, acest subiect va fi unul de maxim interes și despre încălzire la Pașcani se va vorbi în cu totul alți termeni. Ce părere aveți? Da, a fost reluată căldura foarte bine, da? Dar cu ce preț? Și care sunt măsurile ce vor fi luate în continuare? Ce datorii urmează să fie plătite de persoanele fizice și juridice sau ne vom trezi la anul cu aceeași situație? Păi, cine știe la anul? Cert este, am întrebat și am obținut răspunsul că în această iarnă nu se va mai opri gazul, că nu au voie să oprească gazul pe timpul iernii. Evident, în fiecare lună sunt factori foarte mari la gaz. În ce măsură regia va reuși să acopere, să din colaps în primăvară, să vedem. Să încaseze suficient pentru a acoperi și restanțele și facturile curente, rămâne de văzut. Da, nu știu ce să spun. E o măsură provizorie deocamdată, da? Dacă nu se găsesc niște măsuri clare, un plafon pentru datorii, în așa fel încât măcar cei care acumulează în această perioadă să nu mai depășească o anumită sumă, da? Regia se autodistruge singură. Nu cred că e necesar să mai ia cineva alte măsuri, pentru că se duce, da, oricum la vale și nu o să se mai poată face nimic. Așa cum mai spuneam și în alte emisiune, eu nu sunt pentru măsurile care distrug și nu așează nimic acolo în loc. De asta consider că ar putea fi găsite, nu știu, modalități prin care această regie să fie, nu știu, găsită alt obiect de activitate, să fie plătit, prin care se poată fi plătite datoriile, na, ei. Așa, dacă o desfințăm, ce am rezolvat? Dispar și datoriile care sunt în spate, dispar, impropriu spus, pentru că ea fiind subordonată primăriei, cine urmează să le plătească până la urmă? Cine preia datoriile? Da? De asta nu văd asta o soluție. Dar cine plătește datoriile la PSA, de exemplu, acum? PSA-ul. Atâta timp cât există, le plătește PSA-ul. PSA-ul are de încasat. Are de încasat din producția anterioară care de la populație și agenții economici. Ce va termina încasările? Că doar nu-i bara-bara acolo. Cât am de încasat, atâta am și de dat. Probabil. Nu, are mai mult de încasat decât datorii. Are mai mult de încasat decât datorii? Evident. Doar să reușească să încaseze banii pe care îi are. Noi vorbim de foarte multe sume care, și importante, care nu mai pot fi încasate, da? Care au fost prescrise. Da? Vorbim de peste 3 milioane de lei la regia de termoficare. Ele au fost prescrise. Acei bani nu-i va mai încasa nimeni. Pentru că nu mai poate, gata. Exact. Legea nu mai poate ajuta prestatorul de servicii să încaseze acești bani. Bun, tu vorbești acolo despre niște subvenții pentru centrale de apartament. Nu știu dacă e o situație așa de fericită, pentru că aceste subvenții bănesc că vor fi acordate pentru toată lumea și atunci se întreabă cel care și-a pus centrală acum din resurse proprie. Nu pentru toată lumea, pentru cei care nu îndeplinesc, știu eu, condițiile financiare ca să-și poată achiziționa singură centrală de apartament. Eu de la casă, de ce să nu primesc și eu subvenții? La sat, când se dă subvenție la căldură? Întreabă un telespectator. Vă referiți la subvenția acordată de guvern pentru lemne. Da? Este perioada în care trebuie să depuneți dosarele la primărie și găsiți toate detaliile ori pe site-ul nostru pe BIT.tv, ori dacă nu interesați-vă direct la primărie, în legătură cu documentele de care aveți nevoie la dosar. Da, m-ai întrerupt și nu mai țin unde am rămas. Vis-a-vis de subvențiile pentru centrale de apartament, eu cred că prin intermediul regiei, care există deja, se pot găsi soluții pentru achiziționarea unor centrale de bloc, care ar fi o modalitate mai ieftină în practică. Există centrale, ceva mai mari, care suportă mai multe apartamente și care achiziționate... Și cine să facă investițiile respective? Cine dă aceste subvenții?
Cine? Statul urmează să dea aceste subvenții, dar dacă noi mergem nu pe subvenții pentru, știu eu, persoane fizice și mergem pentru regie... Păi dacă nu ai garanția că, pe de o parte, vor rămâne suficienți oameni în sistemul centralizat pentru a acoperi această investiție și, doi, nu ai garanția că vei încasa producția respectivă, cum să faci astfel de investiții? Ele trebuie amortizate și așa mai departe. Am făcut, Pașcanul a făcut o astfel de investiție, da? Și a fost o greșeală, cred. Cea cu repartitoarele de căldură? Nu, cea cu centralele, cu reabilitarea centralelor de cartier. Da. Și da. Exista, la momentul respectiv, varianta centralelor de scară, a fost refuzată pentru centrale de cartier. Care, uite, au rămas și acum... Și de la 8.000 și ceva am ajuns la 3.000 și ceva, 3.800 de apartamente. Devenit ineficient. Da. Pentru că nu mai sunt suficienți consumatori. Eu cred că aceea era o soluție mai bună. Cel puțin în străinătate merge ideea de centrală de, pe un imobil, da? Funcționează mai bine. Pentru că oricum și centralele noastre de apartament suportă o suprafață mai mare decât cea standard de 2-3 camere. Și se putea găsi această modalitate. Dar e greu de estimat ce o să se întâmple. Cert este că în momentul în care se pune în discuție dizolvarea acestei regii, în locul ei ce rămâne? Dacă în primăvară regia nu are capacitatea, până în primăvară, să-și achite facturile curente plus datoria, în mod evident, în primăvară vom discuta din nou despre se va închide gazul, nu va mai fi apă caldă, nu vom avea nevoie de căldură, dar de apă caldă vom avea nevoie și atunci în mod evident vom discuta dacă la toamnă, anul viitor, da, vom mai avea sau nu regie de termoficare. Pentru că oamenii se vor gândi de mai multe ori, cred eu, pe timpul verii, dacă să-și pună centrală de apartament sau nu. În acest an, înțeleg că au fost aprobate peste 200 de cereri de branșare. Cred anul viitor, dacă se va opri gazul în primăvară, vor fi mult mai multe cereri în sensul ăsta. Vom discuta cu siguranță. Și din punct de vedere financiar se va discuta, nu? Și acum cu școlile, cu unitățile, cu spitale, cu tot exact. Ceea ce țin de regie acum... Au centrale proprii, în general. Multe dintre ele au centrale. Aici o altă problemă. Dintre școli, eu văd Iordache Cantacuzino, care are centrală. Sadoveanu nu are centrală. Da, restul sunt... Unirea nu are centrală proprie. Și țin astea două școli. Iorga nu are centrală proprie. Trebuie găsite soluții. La Târgu Frumos și la Hârlău au fost găsite. Prima măsură care trebuie implementată rapid este plafonarea datoriilor. Păi cum să faci asta? Să le spui, repeți această soluție. Cum să plafonezi? Cum să faci? Păi, odată ce nu există niciun plafon pentru datorii, păi cei cum care... să faci lucrul ăsta? Îi explică, matematic. Să îi spui omului ce? Nu-ți mai dau căldură până ce nu plătești sau ce? Da, te debranșezi. Adică dacă depășești, nu se poate că nu debranșa. Ai tehnic soluția, dacă existau astfel de soluții, o făceau de foarte mult timp. Deci nu, tehnic nu au posibilitatea de a închide căldura la un apartament. Bine, nu au posibilitatea nici pe iarnă, dar pe vară poți să închide. Închide la tot cartierul ăla la care n-a plătit. Dar oricum o să se închide odată oricum ce ajung în situația oricum asta. Oricum se va închide toate. Păi ajung cei care și-au achitat facturile să sufere din cauza celorlalți. Așa o să ajung. Bun. Deci, cu subvenție sau fără subvenție, dacă se va discuta despre această problemă? Cu subvenție pentru achiziționarea centralelor de apartament? Da. Ce să spun? Și cei care s-au străduit și au făcut credite pentru a-și pune centrale de apartament, cum e? Și de ce numai pe centrale de apartament și eu la casă, de ce să nu primesc subvenții când pun? Pentru că tu ai bani. Pentru că stai la casă. Ai înțeles. Adică cum? Eu am bani și celălalt care stă și vânde mașini din Turcia și din Germania și din Belgia și din... Ăla vinde mașinile, nu-și plătește nici RGCL-ul și el vrea subvenții. Da, problema este complicată, delicată, vedeți câte... Câte nuanțe sunt... Eventual afacerea asta de vânzare de mașini, dacă nici nu-i ceva. E delicată dacă tu spui că nu se poate face o plafonare. Ok, bun, dar hai să punem un plafon acolo și după ce depășim plafonul ăla, acționăm în judecată. Iar și eu, dacă nu există decât măsuri extreme la noi, altceva nu există. Dar poți să acționezi în judecată și fără plafon. Da. Bun. 3 luni, 4 luni... Am ajuns la finalul emisiunii, bile albe și negre, dacă aveți. Bile albe și negre. După ce am vorbit atâta, zic Claudiu, nu mă am nici... Nu, începe. Eu. Domnule, eu.
Da, uite, o să dau o bilă albă în avans pentru domnul Bogdan Alexa, în avans. Deci nu pentru numirea dumnealui, ci pentru ca și noi aici în comunitate, în Pașcani, să avem cu ce ne lăuda de pe urma acestei numiri a dumnealui. Da, deci bilă albă în avans pentru domnul Bogdan Alexa. Andrei Secea se ocupă cu reglementarea serviciilor publice, apă, canalizare și comunitar, așa mai departe. Da. Cine știe? Deci poate se rezolvă pe aici ceva, poate nu, găsim și noi niște poate, soluții. Nu, să fie prețurile mai mici, poate. Da, asta este o soluție electorală. Nu știu dacă e o soluție... De ce? Ar putea fi o soluție generală, nu? Pentru toată lumea. O soluție bună, nu electorală neapărat. Pentru că se apropie campania de bun, asta. Păi așa, tot ce facem bun în campania electorală sau înainte, nu să fie. Uite, prețuri cât mai mici pentru toată lumea, deși asta trebuie să aibă o susținere în spate. Da? Bun. Și bile negre. Bile negre. Bile negre, din nou, pentru administrația locală, pentru că nu găsește mijloacele. Nu suntem noi în măsură ca jurnaliști să facem asta, să ne batem capul de fiecare dată. Ce ar putea să facă? De ce? Uite, așa cum ne întâlnim noi o dată pe săptămână și ne gândim care ar fi soluțiile pentru problemele care există aici în comunitate, nu o fac la modul real și consilierii locali și doar ridică mâna. Suntem de acord sau nu suntem de acord? Votăm politic sau cum ar trebui să votăm aici? Care e decizia din partid? Suntem pentru sau suntem împotrivă? Să gândească un pic pentru comunitate și să se, nu știu, adune mințile luminate pentru a găsi soluții reale. Să meargă consilierii noștri noaptea pe jos, da? Sau să se ducă să-și ia copiii de la școală noaptea, la ora 7:30, să vadă dacă văd pe unde pășesc. Păi nu, ei văd sigur pentru că merg cu mașina. Pentru că merg cu mașina, știu, asta se știe. Da? Dar să meargă, uite, așa de exercițiu. Da? Pe jos. Pe jos și să vadă cât de bine luminat este orașul nostru și atunci poate se vor gândi mai mult și la soluțiile. Bile albe am să dau unei federații sindicale care oferi premii profesorilor. Spirul Haref. Profesorilor pensionari. Foarte bine. Iar bilă neagră o să dau politicianismului românesc. Pentru că s-au făcut foarte multe alegeri în ultimul timp cu candidat unic. Indiferent că e PNL sau PSD. Deci nu, politicianismul românesc. Asta crește democrație. Uite așa dudui democrația în politicianismul românesc. Singurul candidat și la Dragnea, și la domn Pantaze, și la domnul Marius Pintili, și la... Singurul candidat a fost ales. Singurul... Băi, n-au fost nici într-un partid, la niciun nivel. Care e problema? 2-3 candidați au fost singuri. Dar dacă se înțeleg înainte, care e problema? În loc să apreciez cât de bine comunică și cât de frumos era, se întâmplă. O temă deci, care... Asta e politicianismul românesc. Că e problem... Numai pe timpul lui Ceaușescu el era singurul și cu 90% alegeri. Să fim serioși. Păi care e problema dacă cei din organizația locală se înțeleg și au un singur candidat? La PNL, la PD, care e problema? Unul singur candidează. S-au înțeles înainte. Aici se pot face... Ce legătură are cu Ceaușescu? N-are nicio legătură. Nu are nicio legătură. Este un mic Ceaușescu în fiecare românaș de la noi, care ajunge la... Eu cred că în cazurile astea nu mai sunt necesare alegerile, se poate face numirea direct. Da. Atât. Adică. Asta e singura mea observație. Nu, dar e bine. Nu sunt necesare resursele. Eu stau și mă gândesc. Deci, eu când mă duc la alegeri, da? Aleg între ceva și între altceva. Între tine și mine. Să alegi numele. Băi, îl votez pe Cătălin sau îl votez pe Claudiu? Da. Adică, cum, mă duc singur, Claudiu, și mă votează sau nu mă votează? Vă dau un exemplu. Și ar fi frumos, mă duc singur și nici nu mă votează. Vă dau un exemplu. O comună din județul Iași, cu Cuteni, era un primar, Tun se numea, Tun Gheorghe sau ceva de genul ăsta. Bun, omul ăla a fost primar de pe timpul lui Ceaușescu și mulți ani după 90. Nu mai știu dacă e primar acum, dar ultima oară când am vorbit cu el, mi-aduc aminte că nu voia nimeni să candideze împotriva lui, pentru că omul ăsta era atât de popular și obținea de fiecare dată, la fiecare alegeri, ăsta candidat și câștiga. Când ne-am dus noi și am făcut reportajul cu el, omul nu avea mașină, avea tractor. El se plimba cu tractorul prin comună. Era permanent la muncă. Permanent era la muncă. Dar era singurul candidat. Deci singurul candidat. Se înțeleg, bine, păi se pentru cazurile astea trebuie să acum fie făcute numiri cerostare, să mai consumăm resurse degeaba. Pentru că sigur, asta este legea și democrația. Omul să vină și să aleagă. Adică nu poate să aleagă între o persoană. Și ce? Între o persoană și ea însăși. Nu, este pur și simplu exercițiu de a alege. Da.
Păi trebuie să inventez un candidat dacă nu vor alții să candideze? Să mai inventez un candidat? Dar poate fi găsit un mijloc prin care să se mai parcurgă un demers care oricum duce în același sens. Știi? Deci democrația noastră duduie. Merge perfect. Probabil la următoarele alegeri prezidențiale vom avea tot un singur candidat. Bun. Ar fi interesant. Deci, la modul ăsta de explicație și dacă va fi un singur candidat la primărie, la Pașca, prin absurd, evident că nu se va întâmpla lucrul ăsta. Ar trebui să fie organizate alegeri sau nu? Dacă va fi un singur candidat? Da, am avut pe domnul Rățoi tot timpul când nu avea nimic să contracandideze. Nu, erau. Chiar el îi numea. Bun așa! Te numesc să fii contracandidatul meu, să te bat măr, ești sparring partner. Eu vin cu 2 kg de forță în până. Da, măcar domnul Rățoi avea simțul ridicolului, da? Bonus ai să fii consilier oricum, stai liniștit, am un post și pentru tine. Deci bate nu candidezi că te bagă în pușcărie, știi? Da. Foarte... Și exact ca în bancul ăla cu polițistul. Îl prinde pe șoferul beat la volan și spune, suflă-mă. Șoferul beat spune, nu suflu că mă bagi în pușcărie. Bă, suflă-mă că dacă nu suflu eu și te bag oricum în pușcărie. Nu? Municipiul Pașcan trebuie luminat mai mult, cum este, de exemplu, Romanu. Mai trebuie făcut o sală de sport sau un teren sintetic și un minimol unde este retrom. Trebuie dărâmată clădirea de la retrom și făcut un minimol. Trebuie rezolvată problema minimul, trebuie molurile astea sunt bune, acoperit, știi, trebuie multe. Cătălin, sunt bune molurile. Sunt foarte bune, numai să avem locuri de muncă, să putem să avem salarii cu care să cumpărăm de la moluri. Bun, eu am o altă părere cu... Domnul Crăciunescu a inventat noțiunea asta că a deschis Pașcanul și a distrus economia. Au venit alții să ne vândă gunoaie și am distrus comerțul pentru foarte multe societăți din Pașcani. Bun. Bilă albă. Bilă albă pentru cei care au organizat Festivalul Luminii. Foarte frumos. Câteva asociații, tineri, mulți tineri, oameni cu suflet. A fost ceva frumos. Păcat că cei din administrația locală nu au fost acolo să vadă cu ochii lor câți tineri se adună și câți tineri au nevoie de un spațiu. Da? Unde să facă lucruri la fel de frumoase pe parcursul iernii, pe parcursul întregului an. De asemenea, bilă albă pentru executivul local, că a găsit, iată, într-un timp rezonabil de timp, soluție pentru criza căldurii la Pașcan, și anume să plătească din... Eu cred că puteau să o facă mai de mult. Eu cred că e prima bilă albă pentru Consiliul Local de foarte mult timp. Wow! Nu, dar n-am zis executiv, nu legislativ. Nu, da. Pentru executiv, pentru primărie, pentru primar, primărie. Pentru cei care au găsit soluția asta. Eu cred că o puteau face mai de mult. Nu înțeleg de ce n-au făcut. Local, nu, pentru executiv. Deci așa? Un bilă alb 13, așa. Cum arată alb 13? Albul la murdărimă. Așa, da, ceva de genul ăsta. Nu, păi dacă au avut bani în buget și știau că pot să dea în avans subvenția, de ce n-au dat-o până acum? Bine că au dat-o acum. Bun, și s-a rezolvat problema. Bilă neagră pentru Consiliul Local, consilier, primar, viceprimar, toți cei care ne reprezintă și care au refuzat să participe la activitățile din acest weekend. Și au fost multe și frumoase. Dar, repet, au refuzat de la costul toamnei. Da? Și cred și organizatorii la Crossul Toamnei de asemenea merită o bilă albă. Deci de la Crossul Toamnei această premiere pentru profesorii pensionat, bine că a fost primarul de la Tătăruș acolo, da? A și luat cuvântul, a vorbit, el fiind din branșă, în mod evident, dar politician, da? A vorbit, a luat cuvântul, dar din Pașcan nimeni. Da? De asemenea, nici la Festivalul Luminii, luminații care ne conduc, nu au dar vrut la să vină. Activitățile culturale, nu. Și la cele sportive, nu vin. Da? Nu au timp, ce? Probabil scriem, sunt foarte ocupați. Scriem fișa postului că nu au voie să participe? Sau de ce? Nu, doar că pentru ei este weekend. Da? Și pentru alții, nu. Bănesc. Nu știu ce să spun. Activitățile astea contează și prezența oficialităților acolo arată că ce se întâmplă în comunitate e important. Da? Bun, mulțumesc pentru participare, dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Știrile Infobit, o seară frumoasă. La revedere! La revedere!